Bună seara, domnul Cristi. Joacă corect Cornel, cum vi se pare? Păi, după cum s-a văzut, a văzut toată lumea, noi vorbim cu acte. Mogurel, eu tot n-am înțeles până la urmă cu cât a vândut acea vilă din cartierul 1 Mai, ce a făcut cu banii, dacă și-a luat sau nu un apartament. E foarte îmbârligată situația asta. Nici vouă nu v-a dat explicații? Păi în particular? Păi nu știm, că nu a dat un răspuns clar. Adică refuză să răspundă. Noi l-am întrebat de mai multe ori, ați văzut și... Da. Da, Cristi spunea că nu răspunzi la telefon, că ai încetat orice legătură, este adevărat? Să rămână și bună seara. Bună seara. Nu că n-am răspuns la telefoane, eu l-am sunat după ce a apărut un articol în presă cum că îl hăituiesc rudele și îl înjură. L-am sunat de două ori, sunat telefonul ocupat. M-am gândit că vede după aia să-i vine mesaj că l-am sunat. Dar nu m-a sunat. Și într-adevăr m-a sunat, deja începuse toată tevatura asta și n-am mai răspuns atunci la telefon. Dar toată lumea se întreabă de ce există lauda aceasta, că dacă s-a făcut un videoclip, dacă s-au investit niște bani, gata, trebuie să vă liniștiți și să fiți mulțumiți. Chiar atât de mult a contat asta? A costat sau a contat? Că n-am înțeles foarte bine. A costat, mă rog, și a contat ca și importanță. Păi da, că bănuiesc că au avut mici cheltuieli cu un videoclip. Da, de contat pentru noi contează. Păi... un cântec pentru mama noastră. Și asta chiar contează, sufletește pentru noi, este foarte important. De costat, chiar nu știu cât a costat. Întrebați-l pe el, chiar nu știu. Băiat, mama voastră se învârtește acolo, nu o să fiu pe placul vostru. Dar mama voastră se învârtește acolo, nu o să fiu pe placul vostru în seara asta, condoleanțe, dar nu o să fiu pe placul vostru. Să rămână, doamna Israel. Mama voastră se învârtește acolo, nu-și găsește liniștea, din cauza că cei care i-a lăsat în urmă Nu se liniștesc, nu-ți găsesc nici ei liniștea. Da, bine, asta nu e neapărat un reproș la adresa lor. Am să spun așa, eu să mă știți de acum, ce e în gușă și în căpușă. Eu să iau și o să analizez următorul lucru. În primul rând, în momentul în care se vorbește despre un mort și nu se vorbește cu cum trebuie, da? Este oribil. Acuzându-l pe Cornel și acuzând faptul că ei n-au primit, nu primesc, nu știu ce, implicit, o acuză pe mama lor. Am înțeles. Din cauza că dacă mama lor... Logica ta, orice om care ascunde lucruri într-o succesiune, pângărește memoria decedatului. Nu, o secundă. Păi și atunci? Dacă mama lor ar fi vrut, da, să aibă ei ce vor ei, da, ar fi lăsat un testament. Dar ei n-au spus nu ce vrem ei. Noi, dreptul nostru, dar dacă nu ne-l lăsa să ni se spună și cu asta am încheiat, nu e problemă. Dragul meu, ceea ce vi se cuvine prin lege, acel sfert este ok. Acel sfert puteți să băgați și voi în succesiune. Aoleu, dar nu vă înțelegem absolut deloc. E o tevatură totală, e un scandal. O secundă. Tu nu înțelegi că ei nu au primit nimic, este dreptul lor legal ca și copii să primească. Dar ei puteau să bage și ei succesiune, nu? De ce nu au băgat? Păi cum să facem, doamnă, că vedem că deja ați început să faceți niște afirmații. Cum să facem noi succesiune dacă a deschis-o el la 6 zile după ce a murit? Și noi, în primul rând, nu am adus injurii mamei noastre. Dragul meu, este dreptul, a deschis succesiunea. Doamnă, dați-mi voie să vorbesc, vă rog frumos. De parte de mine, nu, dar dă-mi tu voie, te rog, eu n-am spus că ați adus injurii. N-am spus. Păi a spus că nu respectăm mortul, adică pe mama noastră. Eu am spus că dacă memoria unui mort nu este tratat așa cum trebuie, nu este ok. Păi acum, și e vina noastră? Eu spun așa, Israela, întrebare, de ce n-ați băgat voi succesiune? Israela, o să nu fiu de acord cu tine? Da. Pentru că noi n-am vrut să se facă succesiune acum, deci, simplu, da? El a insistat cu succesiunea la 6 zile după ce a murit mama noastră. El a băgat-o, nu noi. Ce naiba, nu înțelegem dragul despre ce meu, se vorbește aici. Da, el a băgat-o, nu poate să atace? Dar nu poate să atace? Păi și atunci, noi ajungeam aici la televiziune așa de flori de măr. Dacă era tot în regulă, noi n-am cerut nimic altceva. Dreptul nostru care ni se cuvine prin lege. Dacă nu, la revedere.
Israela, hai să nu-i mai certăm că noi nu am invitat aici ca să-i certăm. Nu-i judecăm. Păi nu ne certați, ați început deja cu că am făcut injurii la adresa mamei. N-am făcut nicio injurie noi. Pentru că se simt nedreptățiți. Că mama nu știu dacă a vrut ca să... ca această succesiune să aibă loc și noi să nu ne alegem cu absolut nimic. O secundă, băieți. Cred că toate răspunsurile care au fost date până acum în public arată o lipsă, cel puțin o lipsă de transparență a lui Cornel. Corect. Pentru că... dacă eu am arătat actul de succesiune, da? Da. La emisiunea dinainte și l-am întrebat de atâtea ori, deci normal, spune cu cât s-a vândut casa, e ceva simplu. Nu i-am pus altă întrebare, refuză să răspundă. Nu e normal să răspundă. Refuză să răspundă la o întrebare de genul ăsta, Israel. Da, este normal. De ce să fie normal? Este normal să răspundă cu cât s-a vândut casa păi și ce... Păi asta cer ei. Acum, despre ce vorbim? Dacă Cornel cumva se sustrage acestor despre răspunsuri, asta vorbim. Atunci se poate... lucrurile nu sunt sub covor, da? Se poate controla, să știe normal adresa. Normal că am pus un avocat și o să vedem casei, care o să ne reprezinte. O vânzare, cumpărare se face... O vânzare-cumpărare se face la notar, da? La notar. Păi și-au luat un avocat. Ok, avocatul va găsi exact cu cât s-a vândut casa. Că trebuie să apară la primărie la un moment dat. Exact. Și la intabulare și la toate. Da. Tu mergi pe adresă, păi, te duci. Noi am mai discutat despre lucrurile astea. Acum aveam un alt subiect. Da? Care este subiectul, Adrian? Aș vrea să-l introducem subiectul... și pe Aurel. Și, eu mai de noi. Încă o chestie care m-a deranjat foarte mult. Ca un mărit subiectul, da? Este unchiul lor, fratele lui Ileana. Acum, da? O secundă. Care e la telefon? Ascultă, poți să te ceri cu el. Aurel, bună seara. Noi convenisem să vorbești puțin mai târziu, dar sunt convins că vrei să spui lucrurile. Te aud foarte slab. Aurel, salut. Salut. Am convenit să vorbești mai târziu, dar cred că în acest moment vrei să intervii și te rog să intervii dacă ai ceva să spui. Da, Cristi. Cu mare plăcere, să rămână. Bună seara. Tuturor. Și noapte bună, doamne Israela, că mama mea cred că doarme acum. Să ducă să doarmă și dumneai, că nu știi absolut nimic. Aurel, dacă nu știi să te comporți, eu îți răspund pe exact cu felia ta. Aurel, nu da? E momentul. Da. Deci hai să vorbim. Așa că mai bine comportă-te cum trebuie, deci, din cauza că altfel îți găsesc eu atâtea noduri în papură, cum Israela. Nu ți-au găsit nimeni. Aurel, te rog să avem un nivel al discuției așa cum noi ne-am obișnuit bine, în ultimele zile. Și nimic cu nimic, să ducă să doarmă cu mamica. Te rog frumos, te rog nimic frumos. Absolut, doamna Israela. Aurel, hai să încercăm să vorbim civilizat și să nu încercăm da, să ironizăm. Hai să vorbim pe fapte. Deci, pe fapte, da. Te rog, deci, Israela probabil că nu a avut anumite informații și a pornit pe o pantă. Băieții au lămurit-o. Ce caută aceea? Caută aceea pentru că într-un subiect pe care Cornel l-a lansat și anume că Israela și Marian Golea l-au ajutat să-și revină, ei vor avea un cuvânt de spus. Israela a avut o nelămurire, băieții în acest moment cred că au făcut o anumită, au lămurit un lucru și anume că la această succesiune nu s-a lămurit situația acelei case și nu s-a lămurit cu ce sume s-a vândut și cum. Iar Israela deja a înțeles că Cornel nu este transparent și sunt convins că în acest moment a înțeles mai mult. Hai să încercăm să lămurim lucrurile, nu să încercăm să avem o discuție, o ciorovăială de asta inutilă. Mă înțelegi? Nici nu vreau așa ceva. Perfect. Bun. Vreau să te întreb, pentru că ai intrat în direct. Mă bucur foarte mult că ai intrat în direct și băieții o să ne scuze. Pentru respectul tău. Pentru că te respect foarte mult. Mulțumesc. Vreau să te întreb, dacă ultimele 24 de ore în care tu ai fost într-o confruntare aseară, dacă că ai urmărit confruntarea dintre băieți și Cornel, dacă ai niște lucruri de comentat în acest moment? N-am urmărit nicio confruntare, pentru că eu sunt plecat din localitate. Da. Da. Și n-am urmărit, nu știu nimic. Am și eu, ca oricare, un job, da? Foarte bine. Bun. Da, îl salut pe Cornel, sănătate să-i dea Dumnezeu, dar să nu se mai bage nimeni, că nu știe nimeni decât el și copiii. Atât știe. În rest, nimeni nu știe ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în acest scandal. Da, pe de altă parte, ai observat că există, și nu știu, poate Cornel, sau nu știu cum s-a întâmplat, că au apărut și oameni care vorbesc despre viața ta în economia acestui scandal, lucru care mie nu mi se pare că este, că nu are legătură cu subiectul. Nu vorbim de Ileana Ciuculețu, nu vorbim de ce ai făcut tu cu copiii tăi. Dacă ai ceva de comentat legat. Scuză-mă că vorbesc, ce are aia cu prefectura? Da. Dar eu din câte am văzut ieri, Aurela a ridicat acest subiect.
că ce a făcut el pentru copii și așa mai departe. Păi, dar Aurel chiar a făcut, că i-a crescut. Dar este părinte și fiecare dintre noi. O secundă, nu urla la mine, Adriana. I-a crescut și foarte frumos că i-a crescut, dar fiecare dintre noi își face datoria de părinte. Asta nu înseamnă să-ți poate după aceea ochii la copii. Unu, doi. Aurel a început să vorbească despre faptul că Cornel era violent cu Ileana. Și nu numai el, și Nicușor Mazilu. Da, ok, eu vorbesc de Aurel. Și a intrat soția, fosta soție care e în divorț. Și de fapt divorțează din aceste copii. Cu tine vorbesc, da? Nu numai copiii, i-a crescut și copiii surorii. Pentru tine am cel mai mare respect. Nu obliga nimeni. Eu la mine, în momentul când faci un bine, nu scoți ochii. Israela, stai un pic. Dacă vrei să mă asculti bine, dacă nu... Aurel, spune. Deci o să vină un cutremur mare. Da? De ce spui că o să vină cu tremur mare? Atât am spus. O să vină un mare cu tremur. Asta înseamnă bună că seara, ai o informație. Frumos, mulțumesc frumos, vă pup pe toți. Să vă dea Dumnezeu sănătate cum îmi doresc eu mie. Doamne ajută. Mulțumim la fel. Aurel, da. Aurel, o secundă te mai țin. Te refer la faptul că vor fi făcute niște dezvăluiri pe care noi nu le-am aflat până în acest moment referitoare la Cornel. O să rămână o emisiune plăcută. Da. Abia le așteptăm. Aurel nu vrea să spună. Din interiorul familiei, dar nu de la el, se pare că există totuși oameni care pot să aducă mai multe informații legate de această violență și acești oameni o să apară. Cu permisiunea ta, eu am să fac puțin profilul Aurel. Aurel aruncă bomba. Și când bomba explodează și puțin spre el, începe să se retragă. Și asta a făcut-o și el și alaltă. Nu, stai o secundă. Convenția a aruncat noastră... niște bombe și când au început Israela, niște lucruri despre Israela, el, s-a noi dus suntem aparte. Prieteni și vreau să spun lucrul următor. Da. El, însă, în această seară, a avut o convenție cu mine să intre doar 2 minute, în care o să spună că în următoarele zile o să apară o declarație lămuritoare, inclusiv legat de această violență. Atât. El și-a spus partea și n-a făcut o bombă în legătură cu tine, ci în legătură cu ce avea el. Pentru că el a fost acolo.